Ciocănești este singurul sat din România declarat muzeu în aer liber. Localnicii și-au decorat casele cu motive tradiționale. Pe lângă Muzeul Național al Ouălelor Încondeiate, Ciocănești are și un muzeu etnografic unde turiștii pot admira exponate vechi folosite de strămoși. Parcurgând camerele muzeului, vizitatorul călătorește în timp într-o lume în care întâlnește la tot pasul ii și ițari, plute, măști tradiționale, covoare cu sută de mână, războaie de țesut și lăzi cu zestre. Muzeul etnografic din Ciocănești este unul dintre obiectivele turistice deosebit de interesante din zona Dornelor, pentru că reamintește de Bucovina dispărută. Dacă vă spuneam ce se poate vizita aici în muzeul etnografic pe partea de jos, deci atelierul de tâmplărie, atelierul de ferărie, stâna, sala destinată plutăritului, mineritului și sala cu expoziție de picturi cu case cu motive tradiționale. La etajul muzeului turiștii pot găsi o cameră țărănească din alte vremuri. Avem atelier de țesătorie amenajat, expoziție de țesături, costume populare, măști populare, dar și în fiecare sală a muzeului decorat un alt motiv de pe case. Nu se fac aceste motive, să știți, numai pe fațada caselor, nu se fac și pe interior. Noi am vrut să prezentăm turiștilor aici în muzeul etnografic cele mai frumoase, cele mai reprezentative motive de pe case. Deși multe case sunt moderne în momentul de față, localnicii au dorit să păstreze măcar o cameră cu specific tradițional.